Pe Fulvia, am găsit-o vineri dimineață pe faleza cazinoului. Tânăra este din Ploiești și a dat o fugă la Constanța pentru a admira marea, pentru a-și face câteva fotografii și a-și petrece weekendul la malul mării. Cu toate acestea, recunoaște că preferă în vacanță să meargă pe plaja din Bulgaria, pentru că prețurile sunt mai accesibile și serviciile de cazare și masă sunt superioare celor de pe litoralul românesc. Balcic? Am fost și la Nisipurile de Aur. Mi-a plăcut pentru că era foarte curat. Infrastructura a fost gândită altfel, serviciile hoteliere și modul de operare al hotelurilor a fost gândit altfel. S-au bazat, bineînțeles, și pe o altă structură de clientelă, pe turiștii străini, care cheltuie mult și consumă puțin. Chiar dacă sunt abia la mijlocul lunii februarie, agențiile de turism au lansat deja ofertele pentru concediile sezonului estival al anului 2022. Prețurile sunt pentru o cameră de la 570 de euro pentru două persoane, pentru un sejur de 7 zile, până la 1350 de euro la un hotel de 5 stele, tot pentru 7 zile, cazare cu all inclusiv, putem alege și cu pensiune completă. Sunt oferte diferite pe hoteluri diferite în funcție de serviciile pe care le ofer. Dacă pe litoralul românesc există o ofertă de 542 de hoteluri, pe litoralul bulgăresc aceasta cuprinde 804 unități de cazare. Dacă vorbim despre stațiunile favorite ale românilor, când vine vorba despre litoralul românesc, în topul preferințelor rămâne și în acest an Mamaia, urmată de Eforie Nord, Venus și Jupiter. Dacă vorbim despre Bulgaria, românii aleg să-și petreacă vacanța la Nisipurile de Aur, în Albena, dar și la Balcic. Majoritatea turiștilor români aleg hoteluri de la 3 stele în sus, în Bulgaria optând în special pentru servicii all-inclusiv, dar cu o tendință în creștere în acest sens și în țara noastră. Potrivit operatorilor din turism, cele mai solicitate sunt la ora actuală în ambele țări hotelurile de 3 și 4 stele. Există cerere pentru serviciile all-inclusiv, există și ofertă. De la an la an oferta aceasta crește datorită cererii. Devine din ce în ce mai populară această modalitate de petrecere a sejurului. Dacă pe litoralul bulgăresc aproape toate hotelurile de 3 și 4 stele oferă regim all-inclusiv, pe litoralul românesc în acest sezon sunt doar 36 de hoteluri cu astfel de servicii, dintre care 11 sunt în Mamaia, Mamaia Nord, 2 în Eforie Nord, 4 în Neptun Olimp, 8 în Jupiter, 8 în Venus, 2 în Saturn și 1 în Mangalia. Însă pentru un sejur în aceste stațiuni, turiștii vor scoate bani buni din buzunar. De perioada aleasă, pentru doi adulți și un copil până în 7 ani, pachetul pleacă de la 600 de euro pentru un sejur de 5 nopți. Ca și servicii incluse, pe lângă cele trei mese principale, oaspeții beneficiază de un pachet de băuturi pe tot parcursul zilei, la barurile de pe plajă și de la piscină, plus accesul gratuit la toate serviciile și facilitățile pe care complexul le oferă. Bulgaria primește în fiecare an sute de mii de români. Potrivit statisticilor, o treime din totalul turiștilor care ajung în fiecare vară pe litoralul bulgăresc sunt din România.